Direcția de Sănătate Publică Olta a epuizat serul antigripal distribuit de Ministerul Sănătății, iar medicii de familie administrează ultimele doze persoanelor care doresc să se protejeze împotriva virusului gripal. Pentru desfășurarea campaniei de vaccinare antigripală sezonul rece 2019-2020, Ministerul Sănătății a distribuit cu titlu gratuit 52.670 de doze de vaccin gripal la nivelul județului Olt, doze care au fost distribuite tuturor unităților sanitare de la nivelul județului nostru. Din păcate, cantitatea de ser pentru acest sezon s-a epuizat. Cea de-a patra tranșă de vaccin antigripal a fost și ultima, deși perioada cu risc de îmbolnăvire se încheie abia în luna mai. Pentru sezonul rece 2019-2020, la nivelul județului Olt s-au repartizat patru tranșe de vaccin gripal, respectiv în luna septembrie prima tranșă, în luna octombrie a doua tranșă, iar în cursul lunii noiembrie încă două tranșe. Până în prezent nu avem informații oficiale că vom primi o nouă tranșă. Reprezentanții DSP spun că, față de alți ani, în această iarnă, campania de imunizare a decurs mult mai bine. Vaccinul a ajuns la medicii de familie de vreme, astfel că, până în prezent, în Olt au fost imunizate 52.250 de persoane și nu a fost înregistrat niciun caz de gripă. Campania de vaccinare antigripală pentru sezonul rece 2019-2020 este în desfășurare, iar în stocul cabinetelor medicilor de familie de la nivelul județului există peste 400 de doze. Până în prezent nu s-a registrat niciun caz confirmat de gripă. Comparativ cu anul precedent, stăm bine, suntem în scădere, că deja anul trecut aveam câteva cazuri confirmate în acest moment. Rata de vaccinare s-a dublat față de anul precedent. Potrivit celor de la DSP, în prima săptămână a anului 2020 au fost înregistrate peste 500 de infecții respiratorii și peste 260 de pneumonii.